Psalmul 60. Către mai marele cântăreților se cântă ca și crinul mărturiei. O cântare de lauda lui David spre învățătură, făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia și cu sirienii din Țoba, și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării 12.000 de edomiți. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfințenia lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase. Efraim este tăria capului meu, iar Iuda, toiagul meu de cârmuire. Moab este ligianul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea. Țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat? Și nu mai ești, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zădarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăv mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.